Mă numesc Maria Pop, sunt inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și astăzi, în cadrul Comisiei de Dialog Social, am prezentat rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar următor, 2019-2020. Am prezentat mai întâi rețeaua școlară, am făcut o comparație cu ceea ce avem în acest moment în sistemul de învățământ, deci în acest an școlar, ca diferență între cei doi ani, anul curent și anul următor, avem un minus de 9 clase, toate în sunt 9 unități de învățământ, toate sunt structuri și toate au fost reduse printr-o hotărâre de Consiliul Local în comunele respective, datorită numărului foarte mic de copii, 2 sau 3 elevi în unitatea respectivă. La nivel de județ nu pot să spun că s-au schimbat foarte multe în afară de aceste 9 unități de învățământ desființate. În rest, numărul de clase a rămas cam același, ceea ce vine nou pentru clasa a noua. Avem un total de 59 de clase propuse pentru învățământul liceal forma de zi și 21 de clase pentru învățământul profesional, respectiv învățământul profesional dual. Ceea ce ne-am dorit noi la nivel de inspectorat ar fi să ne ocupăm aceste clase. Anul trecut, tot 59 am avut propuse pentru învățământul liceal, dar s-au format mai puține. Deci, dorința copiilor, sigur, unii merg spre liceu, alții spre învățământ profesional. Dorința noastră este ca toți copiii care finalizează să vină să se înscrie în învățământul de zi, fie liceu, fie învățământ profesional.